BBC anunță că regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, monarhul țării în ultimii 70 de ani, a murit la 96 de ani. Vestea vine după ce, vă reamintesc, dimineața aflam că starea sănătății ei s-a înrăutățit. La castelul Balmoral din Scoția, unde se află, a fost convocată familia regală. Acum un minut a venit vestea, conform căreia regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit. De altfel, ce vedeți pe ecran, era un steag al Marii Britanii coborât în Bernă, semnul doliului. Cristina Cileacu în studioul Digi24. Cristina, pentru că britanicii au făcut planuri pe care le-au și dat publicității, acum știm precis ce urmează să se întâmple. Așa este, Cosmin, într-adevăr se încheie o eră, efectiv o eră pentru Marea Britanie, dar și pentru întreaga lume, pentru că personalitatea reginei Elisabeta a II-a a marcat în mod profund politica mondială și, cum spuneai și tu, începând din acest moment, pentru că știm britanicii sunt extraordinar de bine organizați, se declanșează așa numita operațiune London Bridge. Practic, anunțul că regina a murit a fost făcut telefonic de către un funcționar public care anunță pur și simplu că London Bridge has fallen, adică podul Londrei a căzut. Asta înseamnă că suverana, într-adevăr, a încetat din viață. Asta este din tweet-ul casei regale britanice, Cristina. Regina a murit în mod liniștit la castelul Balmoral în această după-amiază. Înconjurată de familie, ar trebui să spunem, pentru că am văzut toți membrii familiei au alergat astăzi aproape spre castelul Balmoral, castel unde de altfel regina și-a petrecut o mare parte din copilărie, pentru că în copilăria sa regina a fost ținută departe de Londra. Împreună cu sora sa a copilărit mai mult în Scoția și de aceea era foarte atașată de acest... Pe ecran este un montaj realizat special de BBC în memoria reginei Elisabeta a II-a. Îl urmărim și revenim cu tweet-ul că conținea un detaliu important. Îi rog pe colegi să ne readucă tweet-ul. Da, iată Cristina ce scrie al doilea rând al acestui tweet. Regele și regina consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară și vor reveni la Londra mâine. Asta înseamnă că succesiunea s-a întâmplat. Așa este. Regele. E vorba de Charles cel mai... Sigur, Charles, cel pe care îl știam, cel pe care îl cunoaște toată România și toată lumea drept prințul de Wales, este acum regele Charles al Marii Britanii, al Regatului Unit al Marii Britanii, pentru că așa se face practic succesiunea, el va fi încoronat în cursul zilei de mâine, este o altă procedură, trebuie să meargă la Parlament, dar în mod... firesc, imediat când un monarh moare, cel care este următorul pe linia de succesiune preia funcția imediat. Și ca atare avem acum un nou rege al Regatului Unit al Marii Britanii, regele Charles. Și desigur va fi și Camila, ducesa de Cornwall, acum este regina consortă a regelui Marii Britanii. Prin urmare, avem deja o nouă conducere, un nou șef de stat, care, repet, va fi încoronat mâine, pentru că așa prevede protocolul, imediat după moartea suveranei, să fie încoronat noul rege și ulterior noul rege va fi primit în audiență de către premier, de către prim-ministrul Marii Britanii, să discute detalii atât despre funeralii, care sunt, cum povesteam mai devreme, foarte, foarte bine puse la punct. Toată lumea știe ce urmează. Trebuie doar să se urmeze acest program și să discute și despre problemele la zi ale țării, pentru că în acest moment sesiunile parlamentare se suspendă, atât Parlamentul din Palatul de la Westminster, de la Londra, dar și legislativele din restul regiunilor Marii Britanii, din Scoția, din Țara Galilor și din Irlanda de Nord. În turneul său, pentru că trebuie să anunțăm deja, toate
toate aceste ceremonii care practic vor însemna, se vor finaliza cu înmormântarea fostei suverane a Marii Britanii, vor dura cam 10 zile, iar în aceste 10 zile noul rege, respectiv regele Charles, va trebui să meargă să primească condoleanțe de la supușii din toate aceste părți ale Marii Britanii și de asemenea se vor face și o serie de repetiții legate de cum anume se va deplasa sicriul care va conține trupul neînsuflețit al reginei Elisabeta a II-a la Londra și de asemenea va fi expus astfel încât sicriul, desigur neacoperit, știm bine că la britanici așa este obiceiul, vor fi 4 zile la dispoziție la Whitehall, unde va fi depus sicriul pentru publicul care vrea să vină să și-a rămas bun. Un moment important, cel pe care îl vedeți în stânga ecranului, este în direct, este de la Palatul Buckingham. Anunțul oficial al casei regale este afișat la vedere pentru cei care sunt în piață. Anunțul se pune pe gard, așa se întâmplă. Este anunțul casei regale care sună în felul următor. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit în liniște la Balmoral în această după-amiază. Regele și regina consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară și vor reveni la Londra mâine. În felul acesta, am comentat deja, se anunță și succesiunea. Regele Charles devine regele Marii Britanii. Evident, va fi vorba despre ceremonii. Din nou s-ar putea ca discuția dintre Charles, noul monarh și prim-ministru, să conțină și detaliile organizării încoronării, pentru că și aceasta va fi o ceremonie care va fi organizată după tipicul ceremoniilor de stat. Da, așa este, dar principal acum, deci această încoronare care se va face, de regulă se face la Palatul St. James, acolo se proclamă regele, noul suveran. Încoronarea va avea ulterior toată această ceremonie pe care am văzut-o și în cazul reginei Elisabeta II atunci când a preluat coroana. Se va face ceva mai târziu. Deci, în momentul de față, principalele activități sunt legate de funeraliile de stat, pentru că regina Elisabeta II a fost șeful statului și practic vor fi organizate aceste funeralii de stat la care cu siguranță vor participa nu doar foarte mulți oameni, dar și foarte mulți lideri din toată lumea, pentru că știm bine, regina a fost o personalitate cu adevărat remarcabilă și cu adevărat respectată de absolut toată lumea politică, indiferent de cei care poate au plăcut-o sau nu, dar toată lumea cu siguranță a respectat-o. Anunțul a fost publicat la Balmoral, nu la Buckingham. Vedeți, toată lumea face fotografii, este o hârtie, pur și simplu o hârtie, dar este anunțul oficial al casei regale. Așa se fac, e o tradiție, așa se fac toate anunțurile referitoare la evenimentele importante. Repet ce scrie pe acea hârtiuță: regina a murit în liniște la Balmoral în această după-amiază, regele și regina consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară și vor reveni la Londra mâine. Despre personalitatea reginei, Cristina, despre Elisabeta a II-a Marii Britanii, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, 70 de ani, a urcat pe tron în 1952, la 6 februarie, regina născută pe 21 aprilie 1926, avea 96 de ani. Și era personalitatea care a adunat în jurul ei pe toată lumea, pentru că întotdeauna a avut acest simț al datoriei. De altfel știm bine că fețele regale se nasc cu acest simț al datoriei, pentru că ei sunt de fapt, ei au supuși, da? Dar ei sunt de fapt cei care lucrează pentru supușilor, adică ei nu sunt acolo doar să poarte o coroană, au și foarte multe îndatoriri, iar regina Elisabeta a II-a și-a respectat mai mult decât poate ar fi sperat cineva toate aceste îndatoriri, începând din al doilea război mondial, pe care l-a trăit, dacă vrei, aproape de celebrul Sir William Churchill. Între cei doi, de altfel, s-a născut și o prietenie
foarte, foarte puternică. Este cunoscut faptul că, de pildă, la înmormântarea lui Churchill, regina a încălcat protocolul pentru că își dorea atât de mult să fie acolo alături de familia lui Churchill, încât a ajuns prima la înmormântare, deși protocolul spune că trebuia să ajungă ultima, iar în momentul în care Churchill s-a retras din funcția de premier, i-a scris de mână regina o scrisoare foarte impresionantă și spunea în acea scrisoare că este cu siguranță premierul pe care nu o să-l mai aibă niciodată, și se pare că a avut și dreptate dacă este să ne uităm la ce a urmat după aceea la conducerea Marii Britanii, dar nu este momentul să discutăm acum asta. Personalitatea reginei era, pe lângă faptul că adora foarte mult simplitatea, deci își respecta datoriile, respecta regulile, impunea reguli, dar în egală măsură a trăit destul de simplu și ne amintim bine că o vedeam uneori îmbrăcată în haine simple, chiar legată cu părul înfășurat într-un batic, conducându-și singură Land Rover-ul sau urcând pe cal și îngrijindu-și animalele de companie sau trăind pur și simplu la țară într-o manieră destul de simplă, iar acest lucru s-a văzut prin stilul ei, s-a perpetuat și la nivelul familiei, pentru că mai departe aceste obiceiuri au fost preluate în mare parte, cel puțin de actualul rege, de actualul monarh, de Charles, pe care îl știm bine că vine des și în România să trăiască cam la fel cum a învățat de la mama lui după aceleași obiceiuri. În ceea ce privește felul în care a schimbat regina Elisabeta a II-a fața casei regale britanice, ea a fost de altfel și prima care a fost de acord că monarhia trebuie să aibă un rol mult mai apropiat de oameni și a deschis tot ce înseamnă ușile palatelor regale către presă, către televiziune în special. Ea a fost prima care a acceptat ca televiziunea să fie mai prezentă în viața familiei regale, lucru care a avut probabil și repercursiuni. Știm bine diferitele accidente care s-au tot întâmplat, incidente ar trebui să spun, care s-au întâmplat de-a lungul timpului, dar cu toate acestea regina a fost de acord ca viața familiei regale să fie mai expusă, tocmai că voia să le arate tuturor că și ei sunt oameni la fel ca toți ceilalți și că nu sunt mai presus, cum spuneam, sunt egali și că lucrează pentru public. Cum s-au întâmplat lucrurile? Dimineața am primit un comunicat din partea Casei Regale Britanice prin care ni se spunea că starea sănătății reginei Elisabeta a II-a s-a înrăutățit dramatic și că au fost chemați la Palatul Balmoral din Scoția toți copiii ei. Către prânz au ajuns toți copiii reginei în Scoția, iar seara, acum aproape o oră, am primit vestea că regina Elisabeta a II-a a murit. Despre starea sănătății ei știm că s-a înrăutățit după ce a făcut COVID. Nu avem detalii referitoare la afecțiunile care ar fi provocat decesul din această seară, dar cu toții ne aducem aminte că atunci când s-a întâlnit cu Liz Truss, noul premier al Marii Britanii, se vedea clar că este slăbită, că nu se ține bine pe picioare și că avea mâinile foarte vineții. Asta ar putea să trădeze o problemă de circulație. Nu avem detalii oficiale despre ce s-a întâmplat, care erau afecțiunile, repet asta. Trebuie să spunem însă că, deși avea o stare a sănătății grav afectată, slăbită, a ținut neapărat să-și îndeplinească și această datorie. Da. Așa este, pentru că, într-adevăr, premierul Marii Britanii devine premier dacă este primit de regină și recunoscut ca atare. De altfel, în îndatoririle monarhului britanic intră și o întâlnire săptămânală sau măcar o conversație săptămânală cu premierul, tocmai pentru că monarhul este șeful statului și trebuie să știe tot ce se întâmplă, deși nu are putere politică, trebuie să știe tot ce se întâmplă politic în țară. Iar regina Elisabeta,
ca o pată de culoare, chiar dacă este un moment trist, personalitatea ei foarte veselă de altfel cerea în mod deosebit angajaților de la Palatul Westminster, de la Parlamentul Britanic, care erau obligați în fiecare zi să-i dea un raport despre ce se întâmplă în Parlament, cerea în mod deosebit să primească ceea ce nu poate citi în presă, mai delicat, spuneau cei de la Parlament, că cerea mai degrabă bârfe și acele mici discuții de pe culoare care se purtau cu discreție. Regina Elisabeta II a Marii Britanii a murit. Ce urmează? Imediat rămâneți cu noi.